Salvare cu șenilata din Troiene, în județul Prahova. Doi oameni care rămăseseră izolați după ninsorile din ultimele zile au fost salvați și duși la ambulanță cu auto specială pe șenile. Vorbim despre o femeie de 72 de ani imobilizată la pat și despre un bărbat în vârstă de 57 de ani cu un picior în ghips.